Pentru a fi la curent cu noile informații, abonează-te la canal și lasă un like la pagina de Facebook 1907, povestea noastră continuă. Salutare dragi ceferii și bine v-am regăsit la un nou episod al seriei 1907, povestea noastră continuă. O pauză de 2 săptămâni pricinuită de meciul echipei naționale, Liga 1 revine în forță cu un meci extraordinar de interesant. CFR Cluj și Universitatea Craiova se vor întâlni duminică seară în Gruia de la ora 20 și 30 de minute. Va fi un duel între locul 1 și locul 2 al clasamentului și se anunță a fi o parte destul de încrâncenată. În etapa recentă, CFR Cluj a suferit prima înfrângere acestui sezon, scor 3-4 în fața celor de la Pori Timișoara. A fost o mare surpriză, ținând cont de faptul că băieții lui Dan Petrescu au încasat numai puțin de 4 goluri de la o echipă care are momentan pretenții la un loc de play-off. De partea cealaltă, CSU Craiova s-a impus 2-0 în fața lui Gazmetan Mediaș. CSU Craiova are o linie interesantă de clasament până acum, obținând 5 victorii și 3 remize. În deplasare, oaspeții noștri au câștigat 2 partide și au obținut un rezultat de egalitate pe terenul celor de la FCSB. CFR Cluj a disputat 3 partide pe teren propriu până acum, obținând totodată 3 victorii fără gol primit. Viitorul, Dinamo București și FC Voluntari au plecat capul în fața puternicii echipe lui Dan Petrescu, care în acest moment are cea mai puternică atac din țară, 16 goluri marcate. De partea cealaltă, CSU Universitatea Craiova vine cu cea mai bună defensivă, 3 goluri primite de Olteni în 8 partide. Oltenii au ca obiectiv clasarea în primele 3 locuri, însă cu siguranță gândul lor este la titlul de campioană. L-au adus antrenor pe Davis Mancea, un italian cu multă experiență la nivelul juniorilor, și au reușit să-l păsteze pe Băluță, cel mai important jucător al echipei. CSU Craiova a reușit să readucă în Liga 1 pe Alex Mitriță. Fostul atacant al Viitorului a semnat în această vară cu Oltenii și până acum a marcat de 3 ori, alături de Băluță fiind golgheterii echipei. Pe lângă Mitriță, craiovenii l-au mai adus și pe Mihai Roman, fostul atacant al Pandurilor, pe Cristi Bărbuțe de la Pori Timișoara, pe Spahia de la FC Voluntari și încă 2 croați înregimentați în această săptămână pe finalul perioadei de transferuri. Craiova însă deține o linie de mijloc extraordinar de puternică și cu multă experiență. Aici mă gândesc în special la Zlatinski, fost jucător la Udogoreț, și Gustavo, un brazilian extraordinar de interesant care cu siguranță va atrage multe priviri în acest sezon al Ligii 1. Pe lângă aceștia mă gândesc și la Nicușor Bancu, un fotbalist foarte bun de bandă și cu siguranță CFR-ul va avea un meci foarte, foarte greu duminică seară. CFR-ul însă a mutat decisiv, după părerea mea, din punctul de vedere al defensivei în această săptămână, atunci când au reușit să-l transfere pe Kevin Boli, cel mai bun fundaș al Ligii 1 în fostul sezon. Pe lângă Boli, CFR-ul l-a mai regimentat și pe Damian Djokovic, un mijlocaș central ce a mai evoluat la noi în sezonul 2013-2014. Venirea lui Kevin Boli a însemnat despărțirea CFR-ului de Răzvan Horș. Fundașul nostru central de 21 de ani a plecat la Viitorul Constanța și cu siguranță va ajunge în curând fundașul central al naționalei. Un jucător cu o valoare extraordinară, un picior stâng de mare calitate și cu o lovitură bună de cap, a luat însă drumul Constanței și din păcate va fi de acum înainte adversarul CFR-ului. Sunt șanse mari ca duminică seara atât Arlauskis cât și Boli să debuteze la CFR. Totodată mă aștept ca și Baldes să prindă locul de titular, deoarece a arătat că este un atacant pe care cu siguranță ne vom baza în acest sezon și care ne va aduce multe puncte. Partida de duminică seara este foarte importantă, ținând cont de faptul că trebuie să ne apărăm locul întâi și sper însă ca Dan Petrescu să aleagă cea mai bună echipă, iar clujenii noștri să mai obțină o victorie. Forța CFR Cluj! Ca de fiecare dată, meciul poate fi văzut pe www.chfrtv.net, făcându-se live stream de la canalul de YouTube Sport & Fun, principalii noștri parteneri ai proiectului 1907, povestea noastră continuă. Pentru mai multe informații, vă aștept și pe pagina de Facebook 1907, povestea noastră continuă acolo, unde este posibil ca duminică după meci să avem un live stream. Vă voi anunța din timp dacă voi reuși să onorez acest live și dacă se va întâmpla, vă aștept într-un număr cât mai mare să discutăm despre jocul prestat de CFR în fața celor de la Craiova.